Vreau să înțelegeți un lucru. Niciodată nu va simți că se roagă puțin decât un om care se roagă mult. Cu cât te rogi mai mult, cu atât îți dai seama că ai nevoie mai mult de rugăciune, cu cât citești mai mult în Biblie, cu atât îți dai seama că ai nevoie mai mult de a citi în Biblie. Referitor la pastilele contraceptive, eu atâta le-aș recomanda doamnelor să citească prospectul. Uite aici, tu vii la mine să-ți prescriu, eu sunt medic și sunt obligat să-ți citesc. Și când spune acolo depresie, o grămadă, cancer de sân, cancer ovarian și o grămadă de chestii, ai, zice, nu-mi vine să cred, nu m-am gândit la asta. Păi, de ce să nu te gândești? Cum poți să scapi de gânduri și vise pornografice? Am fost legat de pornografie și de luni bune Domnul m-a eliberat, dar mai am lupte cu gândirea și visele, ce pot face? În paharul acesta am apă. Eu acum dacă beau apă, mă hidratez. Dar dacă eu aici am pus alcool, mă îmbăt. Dacă eu pun o travă, mă otrăvesc. Același lucru. Problema este ce depun în gândire, aia va produce. Cum să-l fac pe soțul meu să înțeleagă să nu mai bea bere fără alcool? În familia mea nu se bea niciun fel de băutură și nici jocuri pe calculator. Recomand foarte multă colaborare cu Dumnezeu, rugăciune, colaborare la nivel de duh și asumare rațională de principii. Dar aici mai e o problemă. Mersul din floare în floare distruge discernământul. Și ajunge fata, a avut 10 prieteni. Acum, cum să știu eu care îi? În mintea ei este o debandadă totală. De aceea recomand un timp de liniște interioară, un timp de restabilire a echilibrului emoțional și intelectual și spiritual și duhovnicesc și apoi îmi pot asuma 100% o altă relație în vederea căsătoriei. Ei se îndoaie și cad, cei care se cred în banii lor și în mașinile lor, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De unde ne ridicăm? De unde am căzut? Și noi care ne bizuim în Domnul alunecăm în nemulțumire, alunecăm în frustrare, alunecăm în deznădejde. Și de-a zice, ne ridicăm și rămânem în picioare, statornicie. De ce să continui o viață de credință? Nu sunt ceea ce Dumnezeu vrea să fiu, creșesc zilnic și oricât aș încerca, nu pot fi perfectă. Cum să scap de teama de moarte, întreabă altcineva, și că nu aș fi mântuită. Îmi lipsește siguranța mântuirii, iar cei din jur spun, cine se teme de moarte, nu-L are pe Hristos. Salutare, oameni dragi! Iată-ne din nou la una dintre cele mai grele emisiuni care trebuie să le facem. Frate Onisim, mulțumesc că ai venit. Cu mare drag, frate Cristi, de fiecare dată. Eram dator, nu? Eram datori și față de tine, dar mai ales față de oameni. Pe toate rețelele mi-au scris și pe Messenger și pe Instagram. Când urmează? Că ne-ați promis. Și au dreptate. Da, a durat mult timp pentru că noi am fost foarte ocupați, tu ai fost ocupat. Abia în perioada asta terminăm și noi cu multele evangelizări din locuri publice, din aer liber. Slavă Domnului pentru un an. Un an plin de binecuvântări. Ne-a dat Domnul harul să putem fi folositori. Vă mulțumim că sunteți lângă noi, că ne ajutați de fiecare dată distribuind, să știți. Nu, noi am făcut formulele astea ale YouTube-ului, cum se numesc, care ajută să se distribuie mai ușor, să ajută materialele să intre în videoclipuri recomandate. Ne ajută mult dacă distribuiți, dacă spuneți părerile voastre, dacă dați acolo like-uri sau dislike, dacă nu vă place ceea ce auziți. Sunt sigur că multe lucruri, poate nu sunteți 100% de acord cu noi. Vă mulțumim celor care v-ați implicat. Noi suntem în perioada în care lucrăm cu actele pentru centru de misiune. O să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă. Frate Onisim, și tu ești în construcție. Tu ești departe. Eu sunt în ultimul deceniu, tot în construcție sunt. Serios? Am terminat cu casa, slavă Domnului că am terminat cu casa înainte și apoi au început bisericile. Da, e frumos, că e șantierul Domnului. Da. Da. Zi-ne ceva să ne încurajezi și pe noi acum, că noi suntem la început. Dacă Domnul ajută, nu știu, într-o săptămână sau două începem și noi ceva. Treabă. Domnul ajută fără dacă. Eram în primul an de învățământ și exact așa, la una dintre directoare, nu era evanghelică, și zice, domnul Botezatu, cum sunteți cu dosarul? Am zis, dacă mă ajută domnul anul viitor, voi prinde un post titularizabil. Domnul Botezatu, dumneavoastră sunteți om credincios. Nu dacă. Vă ajută Dumnezeu să fiți titular. Și titular îți până în ziua de azi, de 12 ani. Slavă Domnului! Da. Așa și cu lucrarea asta. Ce să zic? Că e adevărat că suntem în șantier. Dumnezeu ne-a binecuvântat nespus de mult. Nu avem cuvinte și noi suntem pe ultima sută de zile, să zic, sau de metri, dar serios? Așa da, cam inaugurați? În faza asta suntem, așa am vrea. Așa am vrea de Crăciun, ne-am stabilit noi. Nu va fi la Crăciun și va fi o lună după, dar cam în faza asta suntem. Domnul să fie slăvit! Face lucrări frumoase. Da. Prindem și noi curaj uitându-ne la voi, la alții. Și ne-am prins curaj uitându-ne la alții și ne încurajăm. Ne încurajăm. Da. Oamenii care muncesc se încurajează între ei. Oricum, trebuie să fac încă un material cu minuni care Dumnezeu le-a făcut așa pas cu pas. Nu le pot ține minte pe toate, nu le pot nota pe toate, că sunt prea multe. În jurnalul tău acolo trebuie să fie notat. Așa, sunt prea multe, sunt prea mulți oameni care au venit cu inimă, sunt multe surori, de exemplu, care sunt la pensie și au zis, uite, vrem și noi să facem ceva. Unele nu pot să trimită în conturi. Le-am întâlnit la evangelizări, au venit cu bani pentru asta, puși în șervețele, după ce i-au împachetat în șervețele, apoi i-au pus în pungă și ăia sunt banii care îi primim de la Domnul Iisus. Mai avem, apropo de asta, avem o soră care lucrează, face niște lucruri de casă și le vinde în piață. Asta este pâinea ei, undeva la 2000 de lei pe lună. De când am început construcția bisericii, femeia asta, pe muchie 2000 de lei în fiecare lună la biserică. Asta e mai ceva ca văduva săracă. Și cred că Dumnezeu, că în general Dumnezeu se uită la ce rămâne, mai mult decât la ce dăm. Ce rămâne. Asta înseamnă să te avânți prin credință. Foarte frumos. Acum noi nu avem biserică să facem colecte, să vină frații să dea, dar biserica Domnului e pretutindeni, că asta e tot lucrarea Domnului. Cred că ar trebui să facă mai multe biserici. Dar Dumnezeu poartă de grijă. Haideți să începem, nu? Începem. Ești pregătit să începem să răspundem la niște întrebări care pe mine m-au bulversat puțin citindu-le. Și pe mine. M-am uitat un pic peste ele. Unele dintre ele am vrut să le evităm, dar am zis, sunt frământările oamenilor. Prefer să ne vulnerabilizăm noi, să ne expunem și să fim utili. În măsura mică în care putem, dar răspundem întrebărilor oamenilor. Da, s-au pus numai întrebări serioase. Înainte să începem să vă mai spun încă un lucru, ce ziceți? Așteptăm de la voi sugestiile voastre, dacă sunt suficiente mesaje în care să ne convingeți că trebuie, o vom face. Ce ziceți dacă am face următoarea sesiune de întrebări, da? Întrebările generației noastre, să o facem live. Adică, în timp ce noi suntem aici, voi să primiți răspuns nu peste 3 luni, cum avem noi timp astăzi, ci să primiți în timp real aproape. Ce ați zice? Dacă am face următoarea emisiune live, lucrăm la avea tot ce ne trebuie pentru partea asta, încă mai trebuie, cred că, să investim ceva, dar cu ajutorul Domnului o vom putea face. Așteptăm răspunsuri de la voi. Haideți să începem cu întrebări. Și încep cu întrebarea cea mai votată, da? Sunt aproape 90 de întrebări, nu o să putem să răspundem la toate. Din păcate. Nici nu știu la care. La alea mai grele, alea mai puțin grele. O să încerc să pun întrebările care le găsesc aici. Nu le-am selectat. Aseară am stat, m-am uitat pe ele, am zis, mă, să le selectez. Dar cred că toate merită atenție. Toate merită atenție. Este sufletul omului acolo scris. Da. Hai să începem. Cum pot recunoaște vocea Domnului când El îmi vorbește personal? Cum să deosebesc clar dacă El îmi vorbește sau sunt propriile mele gânduri? Întreabă cineva. Înțelegem din întrebare că e vorba de o persoană tânăruță în credință și biologic. Ce recomand aici? Să se recapituleze, de exemplu, cum a vorbit Dumnezeu oamenilor din Biblie, lui Samuel. Da? A venit Dumnezeu direct, a zis Samuel, Samuel era confuz, nu înțelegea, se duce, vorbește cu Eli, vine înapoi, iar Dumnezeu îi vorbește și în cele din urmă înțelege glasul Domnului. De asemenea, Maria. Vine îngerul Domnului, îi spune câteva lucruri și transmite un mesaj. Deci aici vorbim de două aspecte importante. Modalitatea prin care Dumnezeu vorbește și mesajul pe care Dumnezeu îl transmite. Ca niște repere generale, e foarte important persoana în cauză și noi toți să înțelegem că Dumnezeu vorbește în limbajul Scripturii. Să nu mă aștept dacă preocupările mele sunt detașat, diferite de preocupările lui Dumnezeu, să înțeleg mesajul lui Dumnezeu sau Dumnezeu să-mi vorbească. Dar în momentul în care eu sunt preocupat de studiu Bibliei, de rugăciune și de post, sensibilitatea aceea a Duhului Sfânt este mult mai reală, mai clară, mai limpede și interceptarea mesajului lui Dumnezeu este mai ușor. Recomand aici preocupare duhovnicească. Vine îngerul și spune, Marie, ți s-a făcut mare har, vei naște un copil de parte bărbătească, el va fi Mesia, unsul lui Dumnezeu. Nouă din text reiese că Maria știe foarte bine cine este Mesia, știe foarte bine mesajul Domnului, era o femeie care l-aștepta pe Mesia. Deci asta este suma tuturor preocupărilor noastre, indică spre disponibilitatea noastră. Și dacă avem preocupări sfinte, și mesajele vor fi sfinte. Și legat de asta întreabă cineva, de ce să mai practic disciplinele spirituale când Dumnezeu pare total absent? Nu-L mai simt pe Domnul implicat, interesat de viața mea, în viața mea. Acum, partea asta cu simțirea la noi, la pocăiți, parcă în ultima perioadă punem accent prea mult pe partea asta cu simțirea. Am senzaționalizat foarte mult, inclusiv pe Dumnezeu, inclusiv Biblia. M-a pus odată o fată întrebare, pot să iau cina dacă nu simt nimic? Dragilor, nu hipersenzitivizați, da? Că asta este până la urmă o sensibilitate prea mare la lucrurile spirituale. Trebuie să înțelegem, dar persoana asta despre care ne spui tu acolo este într-un punct critic al vieții și trebuie să înțeleagă că e normal, ea trăiește pe pământ, toți am fost într-o formă de zero, într-o vale adâncă. Și trebuie să ne ridicăm. Trebuie să ne ridicăm. Ea simte că Dumnezeu nu-i vorbește. Spune la un moment dat David, în neliniștea mea, ziceam, orice om este înșelător. În neliniște poți să zici multe. Că te-a abandonat Dumnezeu, că te-a abandonat pastorul, că te-a abandonat liderul de tineret. Dar nu e realitate, este o realitate a neliniștii tale. Și în neliniște ți se pare că Dumnezeu te-a abandonat. Nu, dragilor. Dumnezeu, una dintre trăsăturile specifice doar lui Dumnezeu este imobilitatea, statornicia lui Dumnezeu. Domnul era pe scaunul lui de domnie când cu potopul, pe scaunul lui de domnie îl vede Isaia, pe scaunul lui de domnie îl vede Ioan, Domnul este acolo pe tron. Noi trebuie să ne facem un pic de ordine în viață, să ne odihnim, că poate să fie și din cauza lipsei de odihnă, și vom recalibra GPS-ul care ne duce la Dumnezeu. Cum pot deveni un om al rugăciunii? Caut rugăciunea în diferite locuri, însă acasă nu mă mai pot ruga mai mult de o jumătate de oră pe zi. Cum pot iubi rugăciunea? Întreabă Roxana. Dragă Roxana, eu mă bucur să primesc astfel de mesaje și astfel de preocupări de la o tânără, probabil, care zice că nu se poate ruga mai mult de jumate de oră. Eu aș face un sondaj de opinie, chiar între slujitori, lideri de tineret, păstori, lideri de închinare, care dintre ei se roagă jumate de oră pe zi. Deci felicitările mele, dragă Roxana, și cred că Dumnezeu din cer îți va da acel duh de rugăciune de care ai nevoie și vreau să înțelegeți un lucru. Niciodată nu va simți că se roagă puțin decât un om care se roagă mult. Cu cât te rogi mai mult, cu atât îți dai seama că ai nevoie mai mult de rugăciune, cu cât citești mai mult în Biblie, cu atât îți dai seama că ai nevoie mai mult de a citi în Biblie. Deci trebuie să cauți cămăruța ta. Asta e întrebarea pe care eu aș ridica-o la fileu și este retorică, adică necesită un răspuns pe care să-l și-l dea fiecare în parte. Care este odăița ta? Zice, tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și stai de vorbă cu Dumnezeu. Cristi, eu am întrebările astea. Oare mai intră pocăiții astăzi în odăiță? Oare au un loc anume? Domnul Iisus zice, se ruga într-un loc anumit. Care e locul tău anumit în care te rogi? Roxana își dorește un loc anumit. Eu mă simt foarte bine pe câmp, în pădure, foarte bine, acolo, în izolare, ca Ioan Botezătorul. Simt pe Dumnezeu aproape. Și asta este întrebarea. Eu zic că Dumnezeu va ajuta și va fi, și Roxana, vei fi o fată a rugăciunii. Și Domnul îți va da duc de rugăciune pe măsură ce vei exersa. Trăim o vreme în care nu se mai pune accent pe rugăciune. Dacă te uiți și la slujbele din biserici, am înlocuit rugăciunea cu o grămadă de alte lucruri, de alte activități. Tu ce părere ai despre biserica de astăzi? Are legătură starea asta spirituală slabă care o avem noi cu rugăciunea? De fapt, rugăciunea într-o biserică, intensitatea rugăciunii din biserică indică spre intensitatea rugăciunii personale. De fapt, problema nu e la biserică. Biserica încearcă să completeze cu ceva programul. Problema este că nu mai avem conținut, nu mai avem profunzime, din cauză că nu mai avem devoțiune personală, cotidiană. Ce înseamnă devoțiune personală, cotidiană? Relația mea cu Dumnezeu, citirea Bibliei, rugăciunea personală. Aseară, de exemplu, la ora 8, fratele Simi Tomuța, președintele comunității regionale din Arad, ne-a propus tuturor slujitorilor, păstori și diaconi și prezbiteri din oraș să avem o zi de post, ieri, marți, și aseară ne-am întâlnit la Betania, ne-am pus la ora 8 fix pe genunchi și ne-am ridicat la 7 fix și ne-am ridicat la 8 fix. O oră de rugăciune. Soluția, cred că nu stă în idei. Soluția stă în practică, în viață, în decizii imediate, practicabile, măsurabile și în exercițiu direct. Da, în vremea asta cred că mai puține îndemnuri, mai multă rugăciune. Povestea cineva de faptul că Dumnezeu lucra într-un mod deosebit la un cer de rugăciune. Se duceau acolo și o oră, două, stăteau trei, stăteau pe genunchi, fără cineva să ia inițiativa, să dea îndemnuri. Și Dumnezeu lucra cu semne și minuni. În momentul în care a intervenit omul și a zis, hai să dăm și noi îndemnuri. În momentul în care a intervenit omul, lucrurile s-au schimbat radical și au ajuns doar să fie programe. Problema asta a fost semnalată și în primul veac, apostolul Petru, care ajunge apostolul de marcă, cumva remarcat de Domnul Isus Hristos, spune în 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Noi am, la nivel de biserică Betleem, am simplificat îndemnul la 5, maxim 7 minute, numai dacă are ceva profeție în el. Pentru că am observat un lucru. Îndemnuri lungi, rugăciuni foarte scurte. Omul și să pleacă pe genul, nu mai știe ce să se roage. Îndemnuri scurte, concrete, la subiect, concise, rugăciuni lungi. Deci aici trebuie să lucrăm la motivație. Ajută-ne, Doamne, la asta. Hai să vedem, sunt trei, sau cel puțin așa, am citit vreo trei întrebări despre copiii în familie. Cine hotărăște numărul copiilor într-o familie? Soția și soțul sau Dumnezeu? Stai să mai citești pe următoarele. Este păcat folosirea metodelor contraceptive după ce ai deja copii? Asta e a doua. Și încă una era. Este greșit să îți fie groază să ai copii în vremuri ca și acestea și mai ales după experiențele traumatice în familie? Mi-e absolut îngrozitor de teamă, întreabă cine. Hai să începem cu asta ultima. Toate trei întrebări țin mai degrabă de etica creștină, nu sunt întrebări teologice, de aia le îngreuiază puțin răspunsul. Pentru că întrebările teologice au foarte multe argumentare biblică, iar întrebările care țin de etică migrează spre încredințări personale. Și încredințările personale, ideal este să nu se generalizeze. Bun. Ultimul caz, recomand câteva ședințe de consiliere. Văd acolo, când zici, mi-e îngrozitor de teamă, văd un copil interior nevindecat. Aș pune întrebarea care sunt acele traume din familie, care sunt acele exemple din familie și atunci alea trebuie vindecate, iar frica nu e bună. În dragostea de Dumnezeu nu există frică. În dragostea de soț nu există, și soție nu există frică. Deci teama asta, în primul rând, trebuie rezolvată pe mine. Aia mă îngrijorează cel mai mult, pentru că un copil este o binecuvântare. Vine cu pâinea în gură, cu mașina după el, cu apartamentul după el. Asta s-a întâmplat la noi. Fiecare copilaș a venit cu un munte de binecuvântare după el. Deci asta este problema. Trebuie vindecată teama în mod special. Asta era ultima. Și la mijloc, iar era una? Așa, asta de dacă e greșit să ai copii, despre metodele contraceptive. Da. Metodele contraceptive trebuie văzut în mare la ce anume se referă, pentru că și abstinența, de exemplu, este o metodă de prevenție a unei sarcini, iar viața de familie implică foarte multă abstinență. Ne referim în perioada menstruală, care e abstinență, că ar fi culmea să fie altfel. Ne referim în perioadele grele de sarcină, în perioadele dificile din sarcină. Ne referim la perioada postnatală, unde iarăși e o perioadă. Practic, viața de familie este în jurul abstinenței, în mod special. Legat de metodele contraceptive, nu știu dacă trebuie teologizat lucrul acesta, pentru că nu avem argumentarea biblică, doar că trebuie consultat medicul. Iar medicii, referitor la pastilele contraceptive, eu atâta le-aș recomanda doamnelor să citească prospectul. Adică nu trebuie neapărat pastorul să-mi spună mie dacă pot să iau, sau și chiar medicul. Citește, mi-a venit o doamnă medic, tânăruță din Spania, medic de familie, și a spus: ce să fac? Vin foarte multe fete la mine să le dau pastile contraceptive și o grămadă de chestii de acolo. Și ea zice: ce să fac? Pentru că e împotriva convingerii mele. Și am spus: doamnă doctor, tu ești doctor, da? Ok. Ești responsabilă, tu, din punct de vedere etic, nu ești de acord cu lucrul ăsta, mai ales că se droghează, se îmbată și vor să-și facă de cap fără să se trezească cu o sarcină nedorită. Și le-am spus: ce poți tu să faci? Citește-le prospectul. Uite aici, tu vii la mine să-ți prescriu, eu sunt medic și sunt obligat să-ți citești. Și când spune acolo depresie, o grămadă, cancer de sân, cancer ovarian și o grămadă de chestii, ai, zice, nu-mi vine să cred, nu m-am gândit la asta. Păi, de ce să nu te gândești? Și cred că mai degrabă aici trebuie ținut legătura cu medicul, ginecolog, cu problemele care le are familia respectivă, dar abstinența este cea mai etică metodă dacă chiar femeia are o problemă, o situație biologică, o problemă de sănătate. Nu mă bag prea mult, nu sunt specialist în domeniul ăsta și de aia sunt un pic mai moderat. Să știți că nu putem da noi dezlegare. Exact. Mai întreabă cineva așa, e greșit să-ți fie groază? Nu. Îmi pot pierde mântuirea dacă îmi doresc copii în familie? Dacă nu îmi doresc copii în familie, mi-e greu să am și relații intime din această cauză. De asemenea, deci cauza asta este mult mai adâncă. De fapt, să facem altfel. Întrebarea a fost ca efect, dar cauza este alta. Teama. S-ar putea să fie vorba despre o domnișoară sau o doamnă traumatizată, abuzată sexual chiar în căsătorie și să aibă niște amintiri neplăcute. Recomand, e cel mai ridicol lucru să te citezi pe tine, dar pentru că nu am văzut pe internet, m-am văzut silit, ca apostolul, cum a spus, să fac o predică despre un studiu despre vindecarea emoțională. O recomand pe YouTube. Vindecarea emoțională se găsește pe canalul Bisericii Betleem. Deci acolo sunt niște traume care trebuie vindecate. Nu copiii sunt problema. Un copil, când va veni, după ce este vindecare emoțională, va desăvârși procesul de vindecare. Asta trebuie să înțeleagă omul. Dar aici vorbim, Cristi, despre un fenomen modern în care copilul este demonizat. Copilul îți strică planuri, copilul îți strică studiile. Deci nu, oameni buni. Deci demoni acolo. Copiii sunt o binecuvântare de când lumea. Și trebuie să recunoaștem, Biserica Pentecostală s-a înmulțit prin evangelizare, cum a fost anul ăsta evangelizare, eu nu știu dacă a mai fost într-un vreun an, în toate orașele din România, public, așa, prin evangelizare și prin nașterea de copii. Și pe mine personal mă onorează lucrul acesta. Ca familie încurajăm nașterea de copii, ca biserică încurajăm natalitatea și nu vă fie teamă de copii. Copiii sunt niște îngeri de la Dumnezeu care ne învață cele mai importante lecții în viață. Dacă o să-i urmărim pe cei din lume, vedetele timpului de astăzi, toți ne vor învăța să ne ferim. Dar acum eu sunt primul din familie de 10 copii. Da, și primul am fost primul, dar ce-ar fi zis ultimul dacă n-ar fi fost? E o întrebare, da, da, fără răspuns. Da. Dar puneți-vă întrebarea asta. Aveți grijă ce urmăriți, de unde vă informați, pe cine ascultați. E o vreme foarte confuză. E vremea în care să ne regăsim noi ca și creștini, prima dată cu noi înșine. Și e vorba, Cristi, și de o paradigmă modernă. Se pune foarte mult accentul pe viața de cuplu, parteneriat, terapie de cuplu. Dumnezeu nu a lăsat cuplu, Dumnezeu a lăsat familie. Dumnezeu a inițiat familia. Înainte să... Prima instituție creată de Dumnezeu a fost familia, după aia biserica, și poporul Israel și apoi biserica. Deci... familiile astea probabil că au, se alimentează din izvoare străine, din izvoare de tot felul de inițiere din asta în viață de cuplu, terapie de cuplu. Nu, dragilor, Dumnezeu a lăsat familie, iar familia se traduce și prin copilași, prin îngeri. Hai să trecem la o altă parte care poate are legătură, la gânduri. Și citesc câteva întrebări. Ce să fac când îmi vin gânduri perverse? De unde vin? Cum pot scăpa de ele? Asta cu de unde vin e complicat să-ți dăm răspuns. Foarte așa. Simplu. Ce părere aveți despre gânduri? Mă lupt într-una cu gândurile. Care e limita gândurilor? Poate fi un duh? Altcineva zice, cum îmi fac gândul rob ascultării de Hristos? Care e gândul pe care l-avea Iisus? Cred că sunt mai multe cu referitoare la gânduri. Necesită un răspuns despre gândire. Este foarte recomandată o igienă în ceea ce înseamnă gândurile, în ceea ce înseamnă mintea, mentalul nostru, și erau acolo gândurile perverse. Aș pune întrebarea la fel, la izvoare. Care sunt filmele pe care le vezi? Care este muzica pe care o asculți? Un film transmite o filozofie, o muzică transmite o filozofie. Au vizionat, în general, vizionarea filmelor pornografice denaturează pe om, îi distruge natura umană și în felul ăsta distruge mintea. Și era o idee foarte faină, semeni un gând, culege-o vorbă, semene o vorbă, culege o faptă, semene o faptă, culege un obicei, semene un obicei, culege un caracter, semene un caracter, culege o veșnicie. Și în privința igienizării gândurilor, avem modelul suprem al Domnului Isus Hristos. În textul acesta unde ne arată chenoza, întruparea Domnului Isus Hristos, apostolul ne îndeamnă clar, le spune filipenilor, care erau într-un context al destrăbălării la ea acasă, la cel mai înalt grad. Și spune așa, 2:4, chiar 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Și atunci spune, el măcar că era Fiul lui Dumnezeu, era acolo în cer, stătea foarte bine, toată puterea o avea în cer și pe pământ. Și care era gândul lui? S-a dezbrăcat de sine însuși. Deci afectează foarte mult gândirea noastră o atitudine de orgoliu, un orgoliu alimentat. Dezbrăcarea de sine însuși curățește gândul. Apoi, al doilea lucru, a luat chip de rob. Slujire, implicarea în slujire. Un om care stă, aș mai întreba pe tânărul care are probleme cu gândul, cu gândurile rele, ce lucrează? Pentru că lipsa de activitate îți împovărează mintea și se duce o luptă foarte mare la nivelul minții. Apoi, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, smerenie, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi zice Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel zice aici, dar David spune în felul următor: cuget zi și noapte la legea ta. Deci e foarte important, judecata lui Dumnezeu se va face și pentru gânduri. Pentru că zice Domnul Iisus, știți că în vechime s-a zis, Matei, în predica de pe munte, să nu prea curvești. Dar eu vă spun, doar dacă cineva s-a gândit la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Aici trebuie lucrat la nivelul gândirii. Și e foarte important ce presărăm. Eu în paharul acesta am apă. Eu acum dacă beau apă, mă hidratez. Dar dacă eu aici am pus alcool, mă îmbăt. Dacă eu pun o travă, mă otrăvesc. Același lucru. Problema este ce depun în gândire, aia va produce. Și totuși, uite, mai întreabă cineva, cum pot să scap de gânduri și vise pornografice? Am fost legat de pornografie și de luni bune Domnul m-a eliberat, dar mai am lupte cu gândirea și visele. Ce pot face? Să zice că o imagine care se înregistrează pe cortex poate să rămână și 30 de ani. În momentul în care eu, într-un mod conștient, iau telefonul în mână sau laptopul și ader la bordel, da? Pentru că în vechime s-a zis să nu prea curvești, dar astăzi, la distanță de un click, ai bordelul în casă. Asta e marea noastră provocare pentru copiii noștri. Și atunci, cum normal că imaginile alea și filmulețele alea rămân acolo imprimate mult timp. Va trebui o ruptură totală, în primul rând, de sursă. Da? Nu voi mai pune nimic rău înaintea ochilor mei, zice David, după ce a insistat prea mult în piscina lui Urie. Și acolo era nevasta lui. Ei, aici este o provocare foarte mare. Când îmi asum să mă uit la un lucru pe care diavolul mi-l înfățișează, trebuie să îmi asum și câțiva ani de zile s-ar putea de traume din astea. Dar nu e nimic imposibil. Sângele Domnului poate să curățească cortexul. E foarte importantă hotărârea pe care luăm, seriozitatea cu care îmi impun să trăiesc de acum înainte și nu este imposibil, pentru că îmi face neputincios sângele Domnului Isus Hristos. Și totuși e una din problemele mari cu care se confruntă foarte mulți tineri și adolescenți. Și în vremea asta cred că e nevoie de oameni care să ajute. Recomand consiliere acolo. Degeaba va recidiva. Cele mai multe cazuri, 99% recidivează. 2-3 luni, apoi iar pică, 2-3 luni, iar pică. În lunile alea în care Dumnezeu te-a eliberat, mulțumește-i în fiecare zi că te-a eliberat și ține legătura cu un consilier duhovnicesc. Nu e suficient prin aplicație, prin ambiție, s-ar putea să fie niște legături demonice și este nevoie de rugăciune, de eliberare, de exorcizare de demonul pornografiei. Se poate, nu este imposibil. Suntem atâția oameni eliberați, care trăim liberi de lucrul acesta. Se poate. Asta trebuie să știe copilul acesta, sau tânăr, sau fată, sau băiat. Am crescut într-o adunare. Întreba cineva cum explicați versetele din Evrei 10 cu 26-27. Am crescut în adunare și am o vârstă a maturității și am căzut iar pe cale. Nu mai este iertare cumva pentru mine? Cred că asta vreau să întrebe. Dacă ne-ai scris întrebarea asta, este iertare pentru tine. Conștiința acolo încă vibrează și încă lucrează. Câtă vreme un om trăiește, le-am spus tuturor slujitorilor să transmită asta și oriunde m-am dus la conferințe, câtă vreme omul trăiește și se pocăiește, are toate șansele să fie iertat, să fie salvat. Deci Evrei 26 spune așa: căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe măsura mărturia a 2 sau 3 marturi. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Deci versetele sunt foarte dure și se referă la aceiași oameni pe care apostolul Petru îi amintește ca și câinele care se întoarce la ceea ce a vomitat și ca scroafa proaspăt spălată care se întoarce la mucirlă. Este vorba de omul care întoarce spatele lui Dumnezeu și nu mai are nicio treabă. Se dezice de Dumnezeu și face din nou pact cu diavolul. Dar în momentul în care e vorba de alunecare, zice Galateni 6, fraților, cu 1, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, ce înseamnă asta? Un accident. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Și aminteai mai devreme, Cristi, e nevoie de oameni care să asigure primul ajutor. E nevoie de oameni care să ridice. Dragilor, ați păcătuit. Cereți ajutorul oamenilor competenți, slujitorilor competenți, spiritual. Și este șansă pentru voi. Sigur. Și Ioan zicea că copilașilor. Și dacă cineva a păcătuit după un text în care îi condamna pe toți, avem la Tatăl mijlocitor. Încă, dacă Dumnezeu ne dă viață, există o șansă de salvare pentru toți, doar să ne luptăm, să luăm legătura cu oameni duhovnicești care ne vor ajuta. Poate câteodată alergăm la oameni firești și asta nu neapărat e un plus. Să ne rugăm Domnului la cine trebuie să mergem, să ne dea o călăuzire bună. Probabil, doar o mică paranteză, face legătura, dacă a ajuns în evrei, că evrei tratează problema păcatului foarte exigent, de aia nici nu știm autorul exact, până în ziua de azi, și spune așa, căci cei care au fost luminați odată, da, etajul 1, au gustat darul ceresc, etajul 2, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, etajul 3, au gustat cuvântul cel bun, etajul 4 al lui Dumnezeu, etajul 5 și puterile veacului viitor și totuși a căzut. Deci, aici se referă la oameni care au operat cu darurile Duhului Sfânt, care, deci, dacă pici de la etajul 1, poate că îți clintește un picior, dar nu mori. Dacă pici de la etajul 2, îți rupi o mână, sunt consecințe, poți să și mori, dar nu poți să condamni pe un om care a mințit, să zicem, măi, toată viața a mințit, după ce s-a botezat a mințit, nu poți să-l duci direct la morgă. Prima dată îl resuscitezi, mă, mai trăiești, e în regulă, e tot în regulă, câtă vreme are puls, trebuie ajutat. Nu e ca și cel care a căzut de la etajul 10. Asta voiam să subliniez. Spune cineva, Dumnezeu a spus, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dacă nu sunt pedepsit, pedepsită pentru păcatele mele, înseamnă că Dumnezeu nu mă mai iubește? Aici este exact ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Ce vom zice dar? Să păcătuim mai mult ca să se mulțească harul? Există o formă de vai, ce cuvânt aspru ar trebui să folosesc aici, dar aș zice neseriozitate, lipsă de bun simț, să nu zic altfel. În momentul în care Dumnezeu mă iartă odată, imaginează-ți că ești cu soțul, cu soția, ei spus o vorbă, bun, băi, ai greșit odată, te rog frumos să mergi să uită la tine soția, că se întâmplă în familie multe și zice, bine iubitul, te iert. Lucrul ăsta mă responsabilizează mai mare decât dacă nu m-ar fi iertat. Bun, mă duc la Isus Hristos cu fața blândă, care a murit pe crucea din Golgota și spun, Doamne, iartă-mă. Păi nu-mi crapă mie obrazul de rușine după aceea să mă duc iar. Adică ce aștept? Să mă omoare? Nu. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Așa se traduce harul. El nu vrea moartea lui. Îl tolerează, îl tolerează, îl tolerează. Dar mulți confundă harul lui Dumnezeu cu delăsarea asta și în cele din urmă se poate ajunge la judecată. Deci nu vă jucați cu focul, nu vă jucați cu Dumnezeu, pentru că este un foc mistuitor care poate prăji, poate arde. Hai să schimbăm puțin subiectul. Nu sunt sigur că am fost botezat autentic cu Duhul Sfânt, însă doresc plinătatea Duhului Sfânt. Mi este frică de vorbire ca să nu fie ceva neautentic. Vorbim aici de o persoană responsabilă. Responsabilă. Îmi este frică să nu fie ceva autentic. Îmi este frică să greșesc. Îmi este frică să fie o eroare. Asta e frica de Domnul, care e începutul înțelepciunii. A început bine. Faptul că nu ești sigur că ești botezat cu Duhul Sfânt, aici o recomandare pe care aș avea-o slujitorilor care asistă stăruința, care organizează și asistă stăruința. Nu vă grăbiți să declarați. noțiunea asta de a declara pe cineva botezat cu Duhul Sfânt, eu am foarte mare moderație. Adică eu îl declar și el nu-i sigur. Primul care știe și care validează botezul cu Duhul Sfânt e candidatul. Eu simt că a intrat Dumnezeu în mine. Simt că poate să mă jignească oricine. Mi-aduc aminte când a fost momentul acela. Nu mai reacționez. Simt că e Dumnezeu aproape. Mi-aș dori să vin în orice moment. Eu ajungem iar la simțuri. Dar sunt niște simțuri duhovnicești de data asta, la nivel de duh. Nu sunt senzoriale la nivel de sentimente, de emoții. Deci mai trebuie rugăciune. Persoana în cauză este pe drumul cel bun, își dorește un botez autentic și face pași buni. Să se mai roage și Dumnezeu nu va lăsa pe din afară pe nimeni. Cum pot conduce pe oameni la Hristos când singurele lor întrebări pe această latură sunt legate de diferență de formă? Cum se țin nunțile, mormântările? Da, este o formă de evadare a omului de la problemele reale ale vieții. Ea începe să vorbești cu el despre păcat. Întrebări vitale. Recomand aici recapitularea predicării hristologice. Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Întrebări de genul: tu ești sigur că păcatele tale sunt iertate? Te-ai întâlnit cu Isus Hristos? Ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu vine la noapte, te duci în cer sau în infern? Ai o relație vie cu Dumnezeu? El va spune da. Când ți-a vorbit ultima dată și ce ți-a zis? Și întrebări vitale, pentru că oamenii evadează de la realitate în mod intenționat, chiar dacă subconștient uneori. Le este teamă de ei înșiși. Și pentru că le e frică de ei înșiși, fug spre exterior. A, la voi să face nunta așa, la voi să roagă tare. Da, ne rugăm tare. Care e problema? Asta e problema. Dar la voi, când mergeți la un meci, așa zici, hai, știu eu, nu știu care echipă, că nu mă interesează și nu sunt curios de ele. Da? Să zicem, Dinamo, hai, așa strigi, nu? Că strigă, zici că să dărâmă stadionul. Și eu când sunt în prezența lui Dumnezeu și îmi plâng păcatul, eu sunt condamnat, mie să-mi fie rușine. Nu, mie chiar nu mi-e rușine. Și Domnul Iisus, zice Biblia, că făcea rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi. Și nu? Cu lacrimi, da. Rugăciunea trebuie, apoi nu știi tu cel de lângă tine ce disperare are, ce diagnostic a primit. Poate are un copil drogat acasă, care face tot felul de lucruri, nu doarme noaptea. Omul ăla strigă la Dumnezeu. Și... Că tot am vorbit de iertare, întreabă cineva, cum poți ști că Domnul m-a iertat? Cea mai mare dovadă a faptului că Dumnezeu te-a iertat, îți recapeți liniștea interioară și bucuria mântuirii. Când vorbește Biblia despre bucuria mântuirii, zice David la un moment dat așa: nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu David când ai luat cu Saul când ai luat Duhul Sfânt de la el. Venea Duhul rău peste el și făcea ca toate arătările și era demonizat, trebuia să vin. Când cântam cu emoție la harfă și în timp ce eu cântam, plecau duhurile de la el. Doamne, nu vreau să repet istoria lui Saul, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Și continuă el: dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Simți din nou pace, nu mai ai frustrările alea, nemulțumirea aia. Ești plin de pace, abia aștepți părtășia cu Hristos, abia aștepți să citești în Biblie. Din interior se simte. Eu nu pot să declar pe cineva iertat. El în inima lui, în Duhul lui simte, e simțământul duhovnicesc că Dumnezeu l-a iertat. Amin. Cum pot să-mi dau seama dacă prietenul meu e cel pe care Domnul vrea să mi-l dea ca soț? Da, întrebările fetelor sunt foarte grele, Cristi, da, pentru că la ele rațiunea trece și prin simțuri. Eu atâta recomand. Care sunt criteriile? Eu mă întorc în timp, în urmă cu 15 ani de zile, când trebuia să mă însor. Și am avut niște criterii. Fata trebuie să fie pocăită, să fie născută din nou, să fie frumoasă, da? Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție frumoasă, să aibă principii, principiile ei cumva să corespundă cu principiile mele. Și acum, eu când am ajuns în faza de măritiși de însurătoare, pun logic, rațional. Vin fete și spun, ok, dar am visat că a venit și m-a cerut în căsătorie, dar mie nu-mi place deloc de el. Draga mea, asumarea căsătoriei se face în faza conștientă a creierului, nu în subconștient, că eu am visat. Sau altul zice, vine și spune, uite, draga mea, am venit, azi noapte am visat că am cumpărat un inel și că te-am cerut în căsătorie și... Și atunci, oare ce să însemne? Și ea îi spune, eu cred că tu gândești mai bine când dormi decât când ești trează. Știi? Adică, ok, fă în realitate lucrul ăsta, nu doar în vise. Coborâți fantezia de la nivel de vis în realitate. Asumarea practică, îl vezi, te apreciază, te cinstește, te respectă ca persoană, ca om, nu e misogin, nu e un om irascibil. Ok, dacă corespunde criteriilor, mărită-te cu el. Da, dar poate să fie și invers. Eu cunosc un caz real. Un băiat care vrea să căsătorească cu o fată. Fata nu-l vrea deloc. Că a visat el că ea o să fie soția lui. Fata s-a căsătorit. Și deja cred că sunt câțiva ani buni de atunci și el încă o așteaptă. Da. Deci asta înseamnă și noi penticostalii suntem un pic expuși acestei hipersenzitivizări ar lucrurilor certe, raționale, normale. Căsătoria nu e vis. Căsătoria nu e o aventură, e un drum cu sens unic. Îmi asum o viață în doi, pe viață. Deci pe viață. De aceea recomand foarte multă colaborare cu Dumnezeu, rugăciune, colaborare la nivel de duh și asumare rațională de principii. Dar aici mai e o problemă. Mersul din floare în floare distruge discernământul. Și ajunge fata, a avut 10 prieteni. Acum, cum să știu eu care îi? În mintea ei este o debandadă totală. De aceea recomand un timp de liniște interioară, un timp de restabilire a echilibrului emoțional și intelectual și spiritual și duhovnicesc și apoi îmi pot asuma 100% o altă relație în vederea căsătoriei. Trebuie multă consiliere aici, de aceea eu le spun tot timpul, veniți la consiliere premaritală și vin. Uite, niște cazuri care le știu eu. De exemplu, am văzut oameni care au rupt o relație și după o lună, gata, s-au îndrăgostit de altă persoană. Cum vezi tu situația asta? Dintr-o dată ai plâns după fostul, vine un altul și pe ăsta lei doar ca pansament. Eu nu cred că există acolo neapărat dragoste. Trei lucruri foarte importante. Deci să face din egoism în mod special. Sunt rănită și am nevoie de cineva să mă mângâie. Al doilea lucru, rănile interioare n-au fost vindecate. Și în al treilea lucru, când eu intru într-o relație, eu trebuie să intru cu gândul de a oferi. Nu cu gândul de a mi se vindeca mie. Bun, și dacă rana mea e nevindecată, în cel mai scurt timp se transformă în frustrări, iar frustrările, adâncesc și mai tare rănile, se transmit prin wireless și la partener și nu este bine. De aceea recomand un timp de câteva luni de zile de restabilire a echilibrului interior. Să am legătură cu Domnul, să fiu fericit, bucuros, mântuit, iau cina Domnului și încep să mă rog să mă pregătesc interior pentru a putea intra și a oferi iubire mai departe. Fratele Vulbran zicea, avea o expresie foarte frumoasă, dacă vrei să-l faci fericit pe prietenul tău, căsătorește-te. Da, și tot el spunea că dragostea se scrie iubire, dar se citește sacrificiu. Da. Asta e chiar profundă. Da. Hai să trecem la una acum mai complicată. Sunt căsătorită de aproape 20 de ani, iar soțul nu își împlinește datoria, între ghilimele, de soț în relația intimă. I-am vorbit că și o femeie are nevoie. Mă lupt să nu cad în ispită. Cazul ăsta l-am mai întâlnit la conferințele de familii și este destul de des. Un bărbat, și tu ești bărbat și eu sunt bărbat, este conceput în așa fel încât nu prea zice nu când vine vorba de intimitate. Foarte rar, el și dacă e obosit, așa e făcut bărbatul și e foarte bine. Când zice nu și nu e disponibil, înseamnă că are surse alternative de rezolvare a problemelor emoționale. Și aici vorbim de, fie vorbim de o altă relație, fie vorbim de pornografie. Și cele mai multe dintre ele sunt în probleme pornografice. Aseară am văzut un studiu făcut de o asociație laică din țară în privința asta. Băieții în România, suntem pe primul loc în România la capitolul lipsă de asumare a căsătoriei. Media europeană este de 26 de ani și 9 luni, iar media în România este de 29 de ani și 4 luni. Deci e o problemă a bărbaților care nu-și asumă căsnicia, care nu-și taie ombilicul, care nu se desprinde mama. S-au obișnuit să le calce mama, cămașa. Acum eu sunt un pic mai pornit, că sunt plecat de la 18 ani de acasă și mi-am luat viața în mâini. Ok, se căsătoresc până la 29 de ani, el ajunge să fie dependent de pornografie, poate, sau să aibă problemele astea, se căsătorește și el încă este dependent de pornografie. Și în multe cazuri, când s-a săpat adânc, s-au venit, au discutat între ei, el a recunoscut că asta era problema. Și atunci el ajunge, să zicem, mai ales cei care lucrează în deplasare. Școlile rabinice erau de 2 săptămâni. 2 săptămâni mergeți acasă că aveți neveste. Șoferi pe tir, lucrare în străinătate. Nu poate creierul să reziste mai mult, creierul este cel mai puternic organ sexual, nu poate să reziste mai mult de 2 săptămâni fără intimitate și atunci apelează la alte lucruri. Și cei mai mulți dintre ei s-au pervertit și ajung la masturbare și ajung la alte păcate grosolane și suferă femeile. În general, femeia nu are problema asta. Femeile sunt, de ce? Dacă mai este și mamă, ea deja trebuie să livreze foarte mult emoțional și copiilor, dacă mai are o bătrână în casă, să aibă grijă de ea și bărbatului, ea nu, e mai puțin tentată să apeleze la pornografie. Dar problema bărbaților este foarte mare în privința asta. Și aici trebuie lucrat. Să stea de vorbă. Iubitul, ești sigur că totul e în regulă? La ce te uiți? Putem să ne uităm împreună. Fii deschis cu mine, hai să discutăm. Când îmi scriu și mie destul de des problemele astea și sunt foarte multe și spune-i, tu ești singura care îl poți ajuta. Spune, iubitul, eu te ajut. Dacă nu-ți convine, spune-mi ce să schimb. Hai să rezolvăm familia. Și suferă copiii și alte probleme. Hai să citesc 2 întrebări. De ce să continui o viață de credință? Nu sunt ceea ce Dumnezeu vrea să fiu, creșesc zilnic și oricât aș încerca, nu pot fi perfectă. Cum să scap de teama de moarte, întreabă altcineva, și că nu aș fi mântuită. Îmi lipsește siguranța mântuirii, iar cei din jur spun, cine se teme de moarte nu-L are pe Hristos. Bun, hai să le luăm pe rând. Prima dintre ele a fost aia cu, dacă eu și așa nu sunt perfectă. Nu? De ce? Ce rost are? Aveam 22 de ani. Atunci am intrat în învățământ și am avut ocazia să vorbesc cu un frate, un profet, un om al lui Dumnezeu, dar profet nu pe linie de prorocie, ci pe linie de intelectual în mod special. S-a uitat țintă la mine și a zis, Onisim, în slujire. Tu ești chemat să faci slujire la pastorație. Eu eram un puștan pe atunci, nu știam prea multe. Predicam, dar atât. Nu dezvolta spiritul perfecționist. Și am zis, ce înseamnă asta? De multe ori de la amvon se predică o evanghelie perfecționistă. Și să tună și să fulgeră de la amvon. Am publicat acum de o lună de zile o carte, dar nu am la mine. Doar asta e de o săptămână. Contemporan cu Sfinții, o să spun ceva despre ea mai încolo, și am publicat o carte, Majoratul se cheamă, și acolo o carte pe care am scris-o acum în ultimii ani de zile, când am învățat ce înseamnă pastorația și printre altele am spus acolo așa, am învățat acum, am împlinit 18 ani de zile de la botez, atunci am început să o scriu și acum am 20 de ani de zile de la botez. Și am zis așa, am început să predic tunând și fulgerând cu litera legii, și mă trezesc astăzi și vreau să culeg celulă cu celulă prin harul lui Dumnezeu. Și aici fata, băiatul acesta, a fost alimentat cu spiritul ăsta perfecționist. Și Apostolul Pavel spune, acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecat, când va veni El Vom vedea deslușit, îl vom vedea față în față, vom fi desăvârșiți ca și el. Dragilor, noi nu suntem desăvârșiți, suntem în proces de desăvârșire, suntem în proces de sfințire. Nu suntem sfinți, nu vă descurajați, ridicați-vă. Cel neprihănit de 7 ori cade, dar se ridică, vine satana la tine, ai căzut odată, mă, păcătosule, nu, neprihănitule, ai picat a 2-a oară, neprihănitule, ridică-te, a 3-a oară, neprihănitule, ridică-te. Neprihănitul cade, dar se ridică. Da, acesta e și scopul podcasturilor care noi le facem, ca să vedem niște oameni sfinți, cu tot cu defecte, la pachet așa, cu tot cu minusurile care le au. Și mulțumesc Domnului pentru fiecare care are curaj. Mulți n-au curaj. Nu vor să arate partea lor cu minus. Dar să știți că toți o avem. Uite aici ce zice David, Psalmul 20. Unii se bizuiesc pe caii lor, alții pe carele lor. Eu mai zic caii din carele lor, știi, caii putere ale mașinii. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și acum fii atent. Ei se îndoaie și cad, cei care se cred în banii lor și în mașinile lor, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De unde ne ridicăm? De unde am căzut? Și noi care ne bizuim în Domnul alunecăm în nemulțumire, alunecăm în frustrare, alunecăm în deznădejde. Și de-a zice, ne ridicăm și rămânem în picioare, statornicie. Și ei cad și noi cădem. Care-i diferența? Zice, pomul în locul în care cade, acolo rămâne. Așa este omul care nu se încrede în Dumnezeu. A căzut în depresie și îl așteaptă moartea. Și ajungem la celelalte 2 întrebări. Da? Deci, dragilor, și noi alunecăm, și eu mai ridic tonul la copii, și eu poate uneori și cu soția o mai necăjesc, dar ne iertăm, ne ridicăm și în predică, vai că mai scăpăm câte un guguștiu câteodată, alții mai scapă câte un stol, dar ne ridicăm și rămânem în picioare, ne străduim, ne luptăm, nu ne place, nu ne convine, ne supărăm când apare câte o frază din asta, câte o chestie din asta pe YouTube, care mi-o decupează din câte o predică. Vai cât sufăr, nu pot să mănânc zile întregi, iau zile de post, Doamne sfințește în vorbirea, dar ne ridicăm și rămânem în picioare. Bun, ajungem la problema cu frica morții. Primii pe listă când va veni Hristos, cei care sunt afară, după ușă sunt fricoși. Este o problemă foarte mare. Gândește-te la un lucru, Cristi. Secolul trecut, 1900, nu știu ce epidemie a fost în Europa. 1916 a început primul război mondial. 1920-21 gripa spaniolă, 50 de milioane de oameni au omorât. 1939 începe al 2-lea război mondial, se termină în 44, în 47, foametea din România cumplită. Apoi vine regimul comunist. În 77 cu tremurul de pământ, în 89 revoluția. Da? Și am încheiat cu secolul trecut. Imaginează-ți că în ultimii 3 ani de zile, pandemie, cu tremure, războaie, ciumi, oameni care au murit, izolare. Și e normal că pe mintea tânărului postmodern este o presiune foarte mare. Deci, veacul următor, adică următorul și veacul următor, dar deceniul următor, următorul segment de 10 ani de zile este doar al oamenilor foarte bine psihic. Vă recomand să vă adunați forțele, să vă ancorați în Dumnezeu, să vă întăriți, să vă consolidați credința prin Duhul lui Dumnezeu, să vă întăriți. Pentru că foarte mulți oameni, cei mai luați cu asalt sunt medicii, psihiatri, psihologii. Oamenii sunt disperați, nu mai pot să-și gestioneze emoțiile, să-și gestioneze psihicul. Și este o problemă. Dar întăriți-vă, dragilor, cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care stă întărit pe vecie. Încurajați-vă, căutați compania oamenilor credincioși. Până și în biserici pare o cernere puternică. Hai să mai punem, că mai sunt multe. Sunt o fată și am probleme cu masturbarea. Am fost la mărturisire de cel puțin 3 ori la frați diferiți. Dar a fost bine doar pentru o perioadă, de câteva luni. Ce să fac? Se zice că de când e accesul nelimitat la internet, fetele care se confruntă cu problema asta i-au depășit pe băieți. În general, băieții aveau problema aceasta a autosatisfacerii. La fel, sursa care generează problema asta Asta este unul. Doi, ea a fost la 3 slujitori la mărturisire. Întrebarea mea, a cerut rugăciune de eliberare? Că vorbim de o legătură demonică, vorbim deja de o robie și robia trebuie rugăciune de eliberare. Deci asta este recomandarea mea. Taie sursa, ia zile de post și rugăciune. Lucrul acesta nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, al autosatisfacerii, nu face bine la sănătate. Am întâlnit și cazuri în care și-au distrus sănătatea. Dacă e vârsta 20 plus, căsătoria este o opțiune, rugăciunea în privința aceasta, dar să nu facă asta e marea problemă. Iar zice, lasă că mă însor și scap de problema asta, zice băiatul sau fata. Dragilor, intrați vindecați și liberi în căsătorie. S-au căsătorit și zice, frate, adoarme soția, mă retrag în camera cealaltă, ba la telefon, ba la televizor și stau până spre dimineață la filme pornografice. Adică, de ce el a intrat robit în căsătorie? Trebuie să intri biruitor în căsătorie. Și în momentul în care ai intrat biruitor, da, poți să oferi fericire celelalte persoane. Dar dacă ai intrat biruit, transformându-ți soția ta în terapeut și medic și consilier, nu e ok deloc. Nu e cinstit în primul rând pentru ea și nici pentru tine. Hai să citesc două cu nume. Beni spune, vă rog frumos dacă ne-ați putea da un sfat despre post, adică când postim, cum postim, chiar aș dori să știu. Acum, problematica cu postul avem aici în Isaia, grila asta cu postul, dezleagă lanțurile răutății, ideal ar fi împarteți pâinea cu cel flămând. Deci postul nu este economie de bani, banii aia de pe mâncare trebuie să meargă la un sărac. Apoi, adu în casa ta pe cel flămând. Trebuie obligatoriu în ziua postului să faci o binefacere. Ceva. Eu ieri am fost, acum dau exemplu, n-ar trebui să apară noțiunea de eu, dar ca idee, ca un exemplu la ideea asta. Am fost în post și am ajutat pe un frate la casă, la ampură și am pus bine. Eu așa înțeleg, așa am prins din Biblie. Posturile sunt mai multe feluri. De exemplu, avem acolo, zice Sfântul Apostol Pavel în Faptele Apostolilor, 3 zile nu am mâncat și n-am băut nimic. În altă parte zice, 3 zile n-am mâncat nimic. Adică sunt și zile de post, dacă la 2-3 ore simți că leșini și e foarte cald afară și 50 de grade, 40 de grade, poți să iei un pahar de apă, nu întrerup postul. Și du-l mai departe. Du-l mai departe că nu este nicio problemă. Ideea postului, dragilor, este o asumare interioară, o creștere a omului lăuntric, o încetare a alimentării omului din exterior. Că eu degeaba sunt în post, dar dorm, sau sunt în post, dar mă uit pe Facebook. Postul trebuie să fie de telefon, postul de multe alte lucruri. Trebuie să am o preocupare duhovnicească, să am un anume scop. Dom'le, mă postez să mă sfințesc mai mult. Postez ca Dumnezeu să mă lumineze și să-mi dea o soție, să-mi dea un soț. Deci postul este un studiu variat, este o temă teologică și cred că fiecare, cam în toate bisericile, se cam dezvoltă subiectul ăsta. Important este să postim. Elena spune așa. Și soția mea e Elena. Domnul să te binecuvânteze, Elena. Am fost în lume, am divorțat. Am cunoscut pe viitorul meu soț și între timp și pe Domnul. Ne-am pocăit amândoi. Acum 2 ani soțul meu a murit. Ce să fac? Numai un pic, Elena Rodica este soția mea, da? Deci care 2 nume și mulți o știu pe al 2-lea nume, Rodi. Bun. A fost în lume, a fost căsătorită, soțul i-a murit. A fost în lume, a divorțat. Da. A cunoscut un alt bărbat, s-a căsătorit. Între timp l-au cunoscut pe Domnul și ulterior, acum 2 ani soțul a murit. Ce să facă? De urgență, dacă este văduvă tânără, Pavel spune clar despre văduve în Timotei, să se mărite, să se roage lui Dumnezeu, să-i dea un soț credincios în Domnul, are toată deschiderea, toată libertatea să se căsătorească. În privința asta și spune văduvele tinere în 1 Timotei, acolo explică tot să se mărite pentru că altfel vor avea preocupări lumești, vor merge din casă în casă, vor fi limbute, duc vorba dintr-o poartă de grijă la alții. Nu, să se căsătorească. Are toată libertatea în privința asta. Îmi pare rău, e o situație, îți dai seama, primul soț a murit, al doilea, adică a divorțat de primul, al doilea a murit, nu e ușor, dar dacă l-ai cunoscut pe Domnul, lasă-l pe Domnul să-ți scrie povestea de dragoste și va fi bine. Cum ar trebui să ne raportăm la diferențele de încredințări între frați slujitori? Nu trebuie neapărat o raportare. Trebuie luat fiecare cu seriozitate după nivelul lui de înțelegere. În general, mă întreabă pe mine despre batic, despre anumite reguli sacerdotale, adică regulament de ordine interior al bisericii, și eu îi trimit la regulile sacerdotale ale bisericii locale. Adică cine ascultă de regulile pe care noi le-am făcut, să zicem, la Betleem, ascultă de Domnul. Păi zice, nu, eu am auzit un păstor din Chicago sau din Munchen sau din nu știu unde, că are altă concepție, dar tu nu trăiești acolo, tu trăiești în biserica noastră. Și tu trebuie să asculți. Iar încredințările nu sunt vitale mântuirii. Asta e foarte important. Da, domnule, tu crezi așa, aici se evită vehemențele. Nu, așa cred eu, așa trebuie. Bun, hai să mergem pe varianta argumentativă, pe varianta dinamică a dialogului, fără prea multe impuneri, mai ales când vine vorba de încredințări. Deci raportează-te, cercetează toate lucrurile, ia ce-i bun și încearcă să-ți dezvolți o identitate teologică a ta și niște încredințări ale tale. Ascultă-l și pe ăla și pe ăla și pe ăla, vezi care e mai aproape de Biblie și încearcă să-ți dezvolți tu una a ta personală. Ce să faci când simți că viața ta nu mai are niciun sens? E o întrebare simplă, dar complicată în același timp. Da, cel care dă sens vieții este Hristos. E Biblia, e slujirea, e Dumnezeu. N-am avut gândul ăsta, nu știu care e, atâta sunt deprins în multe lucruri și nu am avut nu am avut niciodată timp să mă gândesc la el, că nu, viața mea n-are sens. E atâta de plină de sens și sunt atât de importante lucrurile pe care le fac. Cred că aici trebuie o recalibrare emoțională, trebuie o apropiere de Dumnezeu. În general ajunge în situația asta un om care, la fel ca David, zice, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Și apoi zice în Psalmul 32, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Care era cauza? Păcatul. Deci ar trebui o mărturisire, aș întreba când a fost ultima dată la mărturisire și, în general, pacea asta sufletească, spirituală, îți dă o forță extraordinară, îți dă vibe, zice Domnul Iisus, cine mănâncă, o altă întrebare, când a luat ultima dată cina Domnului? Zice, cine mănâncă trupul meu și are și bea sângele meu, are viață. Asta se referă la vitalitate, un om plin de viață, energic, care se implică în lucrarea lui Dumnezeu, un vibe pozitiv. Hai, ce să fac pentru Domnul? Ei, în momentul în care nu te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, nu mergi la biserică, nu citești Biblia, nu te rogi, tu nu mai ai viață spirituală. De fapt, sunt niște manifestări ale Duhului, ale omului lăuntric. Se poate lua cina cu menstruație sau se poate posti? Categoric da, se poate lua și cina cu menstruație, se poate și posti. Nu are nicio legătură menstruația, care este o problemă medicală, normală, lunară, periodică, pentru că dacă eu spun, și probabil că vine din zona în care eu m-am născut, surorile mele nu veneau la cina Domnului și le se spunea că sunt ca niște lăuze, ca și cum ar fi născut dacă sunt la menstruație. Dragilor, nu teologizați un lucru care este atât de firesc, atât de până la urmă logic. Și dacă e cineva pe concepția asta, eu știu slujitori care soția lui de 2 ani de zile nu lasă cina Domnului, că era exact în ziua în care... Ok, și atunci eu spun, dacă am avut o discuție cu slujitorul ăsta și am spus, ok, nu o primești la biserică, dar o săptămână trebuie să stea în coteț de găini, acolo sau undeva în spate, izolată, nu mănânci supă de pe mâna ei, că-i spurcată, nu deschizi ușa pe care a pus ea mâna pe clanța la mașină, la casă, nimic. Deci izolare totală. Sau voi plecați de acasă. A, deci mâncarea este bună, îmbrățișarea este bună, totul, doar că nu are voie să ia cina. Nu are niciun argument teologic nou testamentar și cred că 99% dintre păstorii din țară au exact aceeași concepție pe care o am eu, cu toți cu care am discutat. Nu mai se mai pune problema asta. Cum să-l fac pe soțul meu să înțeleagă să nu mai bea bere fără alcool? În familia mea nu se bea niciun fel de băutură și nici jocuri pe calculator. Este o problemă a convertirii alcoolului. Știi, încet, încet, m-a întrebat, da, e bere, dar e fără alcool, e ca sarmalele adventiștilor din Soia, știi? Adică, hai să fim... Și zici, am zis așa, dacă ai voie să fumezi țigări Carpați fără filtru, ai voie să bei și bere fără alcool. Care e diferența? Adică e chestia aia, știi ce observi aici? Pofta de a bea, o bere, dar n-are alcool, bere, mi-e dor de bere. Stai un pic. Pofta aia e rea. Și zice, tot ce este în lume, spune Sfântul Apostol Ioan, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăcomia și toate celelalte lucruri vor pieri, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Pofta aia aduce și bere cu alcool, pofta aia aduce și țigara, pofta aia aduce păcatul, pofta aia aduce multe. De aceea, la nivel de regulament al cultului penticostal, s-a luat hotărârea asta. Și îi zice Biblia, îi zice Domnul Iisus, tot ce veți lega, dă putere bisericii. Tot ce legați pe pământ va fi legat în cer. Ce dezlegați pe pământ va fi dezlegat în cer. Biserica are puterea asta să lege consumul de alcool. Cine consumă, o face pe cont propriu și își asumă consecințele. Hai să spun o întrebare grea. De parcă alea până acum au fost ușoare. Deja am transpirat. Da. Pentru un fost bisexual, e mai bine să rămână singur sau să se căsătorească? Ce sfaturi îi puteți oferi din partea lui Dumnezeu? Da. E o situație complicată, dificilă. Bucuria mea este că vorbim despre un suflet. Deci un suflet, un fost, înseamnă că e un bărbat, un suflet de bărbat, care are șanse la mântuire. Asta e primul lucru. Al doilea aspect care îl văd aici, că Dumnezeu l-a eliberat de această formă de trăire în spurcăciune. Deci, Romani, capitolul 1, spune lucruri scârboase, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, scârboase, care nici nu pot fi concepute nici într-un regn animal. Deci asta este poziția bisericii vis-a-vis de aceste lucruri. Iar această persoană a fost eliberată. Îi dăm slavă lui Dumnezeu, iar trebuie să înțeleagă faptul că pune întrebări dacă să se căsătorească sau nu. Trebuie să vadă, a fost eliberată total sau nu. Și dacă se pune problema căsătoriei, trebuie să discute inclusiv în prezența unui consilier duhovnicesc cu viitoarea soție. Să-i spună istoricul lui, să-i spună faptul că și-a pervertit trupul, și-a profanat trupul care este templul Duhului Sfânt, a ajuns departe împotriva voii lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a eliberat, să facă dovada eliberării de câți ani, dacă mai simte anumite sentimente din astea meschine și demonice, dacă a fost eliberat de plin, de ce nu ar putea să aibă o viață normală ca oricare alt om? Dar să facă dovada eliberării. Da. Și dacă cealaltă persoană își asumă, atunci... Da, da, numai trebuie câteva ședințe de consiliere să-i se spună riscurile, pentru că s-ar putea să... Da. Riscurile sunt mari, să recidiveze, nu? Da. Da. O altă întrebare foarte grea. Și când mă gândesc că toate întrebările astea vin din trăirile noastre, dincolo de ce se văd în biserici, oameni aranjați, bucuroși, zâmbăreți, și apoi merg acasă. Și pe Facebook ce poze frumoase au. Și pe Insta. Sunt căsătorită și m-am îndrăgostit de un bărbat însurat. Sunt într-o stare foarte grea. Nu am liniște. Vă rog, ajutați-mă. Plecăm exact de la același principiu am enunțat mai devreme, de la licărirea de conștiință care a determinat-o să ia telefonul și să scrie întrebarea asta. Înseamnă că vrea să se salveze. Asta este fundamental. Și aici putem să construim ce putem. Asta este primul aspect. Al doilea aspect, îndrăgostirea. Deci tu ești căsătorită, da? Îndrăgostirea de un alt bărbat, personal nu o înțeleg. Deci eu sunt căsătorit. Îndrăgostirea de o altă persoană, de o altă femeie, eu personal nu o înțeleg câtă vreme suntem în Hristos. Dar dacă este, încercăm să vedem ce putem să recuperăm. Nu e prima, mai primesc întrebări din astea și probleme de genul acesta. Acolo nu e îndrăgostire. Îndrăgostirea a fost de soțul tău. Acum este o spasmă demonică, un personaj pe care diavolul l-a adus în viața ta să-ți distrugă personalitatea, duhul tău, familia ta, pe bărbatul tău, familiile voastre și Biserica lui Isus Hristos. Deci aici este marea problemă. Nu este îndrăgostire, este o formă de simpatie sau atașament, poate să fie așa, dar îndrăgostire, a fost îndrăgostirea de soția mea, aia curată, care l-are și pe Dumnezeu, dar alea care l-are pe diavolul. Și acolo spune la un moment dat Isaia, zice, fiecare nechează după nevasta altuia. Deci fiecare nechează ca o degradare spirituală și o formă de pact cu diavolul, de o depărtare de Dumnezeu, și atunci începe să flirteze cu o persoană străină. Ei, femeia aceasta este într-o situație foarte periculoasă, nu e îndrăgostire, este doar un semnal prins de la wireless-ul diavolului, dar este unul nociv care aduce moartea spirituală, distruge pe bărbatul tău, pe copiii tăi, familia voastră, neamul vostru, satul vostru. Biserica lui Isus Hristos este pătată și pata aia nu se poate șterge ani de zile. De urgență mergi la consilierul tău spiritual, la păstor, povestește-i starea asta, să facă o rugăciune de eliberare. Nu este îndrăgostire. Rupe orice legătură, orice gând spre acea persoană și fă-l rob ascultării de Hristos. Iar o întrebare de la o femeie. Ce e de făcut atunci când tu îți respecti partea ta de soție, dar soțul nu o respectă pe a lui? Mă simt singură, neapreciată, neînțeleasă și totodată vinovată. Da, nu, repet, de nu înțeleg cum un bărbat este invitat în actul conjugal. Asta intim, mi se pare cel mai... Da, și el zice, n-am chef. Exact, posibil să fie același lucru ca înainte, el să se alimenteze, să se hrănească emoțional din alte surse păcătoase, că nu există surse ortodoxe în privința asta. Trebuie rugăciune și să discute cu soțul. Iubitul, spune-mi, te rog frumos, care este problema? Nu te mai simți atras de mine? Nu. Și aici am amintit un aspect și la bărbați și la femei. Se ajunge în situația asta că mulți bărbați și multe femei se căsătoresc și intră într-o formă de delăsare. Fizică, intelectuală, nu mai citește o carte, nu mai au grijă de ei, nu mai au... Și atunci vin surori care spun, dom'le, mi-e rușine, nu se tunde la timp, nu se îngrijește, nu se bărberește, nu se duce cu cămașa necălcată. Dragi bărbați, pentru o femeie, pentru orgoliul ei pozitiv, e foarte dificil să, pentru prietenele ei, când tu te prezinți sau vorbești în plus, ce nu trebuie, același lucru și cu femeia care nu are grijă de ea, care nu are grijă să păstreze nivelul ăla care l-a avut înainte de căsătorie, de raportare, de respect. Și acolo, de aia se ajunge la terțe surse. Se ajunge. De aia, eu am grijă de soția mea, trebuie să o cuceresc în fiecare zi. Trebuie să o recuceresc și să întreținem într-un mod armonios și frumos relația de căsătorie. Să schimbăm subiectul un pic, că e greu. Ce se întâmplă cu creștinii libertini? Ei vor fi mântuiți? Să-ți mai citesc încă una. Creștinii au voie să poarte bijuterii, cum ar fi cercei, piercing, brățări, coliere. Care sunt versetele care vorbesc despre asta? Când vine vorba de cercei... Înainte să dai tu un răspuns, știi ce mi se pare mie foarte complicat? Că tot încercăm să mergem pe marginea prăpăstiei, să vedem exact până unde putem, știi? Când vorbim de asta, e clar că e întrebare pusă de doamnă și ne adresăm doamnelor, că n-am văzut bărbați cu cercei care s-au să dorească. Și observă un lucru, Cristi, numai în podcastul ăsta. Bere fără alcool, da. Deja a treia persoană, se vorbește îndrăgostit de a treia persoană, cercei, lănțug. Bun, acum pun o întrebare. Care e totuși diferența între un om care spune că e credincios și altul care e necredincios? Fratele Nelu Briel am avut la o conferință de tineret și spunea la un moment dat așa, în urmă cu 50 de ani, dacă te uitai pe stradă la două femei sau două fete, nu știai care e pocăită sau care nu. Amândouă aveau fustă și batic pe cap. Vorbim în România. Fustă și batic pe cap. Fetele din România, elevele, cu fustă, cu... Sora mea are 42 de ani. Sora mea era învățătorul lor, le dădea cu arătătorul peste mână dacă își uita pămlicuța acasă. Deci și fusta trebuia obligatoriu. Și zice fratele Nelu Brie, astăzi, dacă te uiți din spate la două fete sau două femei, la fel ca atunci, nu știi care e pocăită sau care nu. Înseamnă că se degradează de la o lună la alta, oameni buni, de la un an la altul. Haideți să păstrăm lucrurile care ne-au consacrat. Care? Decența. Și spune așa, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unul nu ascultă de cuvânt bun. Și spune acolo, când vor vedea felul vostru de trai, podoaba voastră, să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, adică în tot felul de șmecherii pe la păr, care stă în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. Ce argumentare mai frumoasă decât asta, mai teologică decât asta. Și spune mai departe, omul ascuns al inimii, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dragă domniță, dragă domnișoară, dragă doamnă în vârstă, nu te interesează oare dincolo de părerea mea? Nu te interesează oare ce este de preț înaintea lui Dumnezeu? Ce prețuiește Dumnezeu? Pe mine, ca un om duhovnicesc, care îmi doresc să fiu duhovnicesc, mă interesează ce apreciază Dumnezeu. Zice, bine a vorbit Isaia. Hai să mă întorc la Isaia să văd ce a vorbit Isaia. Bine, de Isus Hristos îl laudă pe Isaia. Și atunci, ce apreciază Dumnezeu la o femeie? Omul ascuns al inimii. Și atunci spune, să fie blânde, supuse, bune, spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, bunătatea, blândețea. Păi hai să investesc în aia, că în alea astea investesc toate femeile de pe pământ. Toate au zorzoane pe ele, dar sunt unele spirituale, unele cu omul lăuntric, dezvoltat. Fiți ca ele. Și apoi dă exemplu, ca Sara. Dă exemplu pe Sara. Cu cine vrei să te asemeni? Vrei să te asemeni cu Madonna? Vei semăna cu Madonna și vei ajunge soarta Madonei. Vrei să te semeni cu Sara? Vei fi prințesa ca Sara și vei ajunge după placul Domnului. Asta predic, asta e Biblia. Și știi ce am observat, Cristi? Am întrebat în tabere, băieți, mâna sus cei dintre voi care vreți o fată, vopsită, cu tot felul de zorzoane. Uite așa stăteau toți, sute de băieți. Mâna sus aceia dintre voi care vreți o fată decentă, care să nu fie rujată și în toate felurile și machiată și fardată. Toate mâinile băieților sus. Păi fetelor, nu vreți să vă însurați. Băieții serioși. Băieții serioși își doresc fete decente. Da, fetelor, nu vreți să mă măritați, scuze. Da. Da. E o problemă mare care o avem. Și în comunitățile noastre. Cu îmbrăcămintea. Acum există niște scuze pe care le au unii frați. Las că e văzut pe ăia care sunt îmbrăcați așa, că uite, au și. Da, asta e o problemă, dar noi trebuie să vedem unde privim. Dacă privim la pârga celor adormiți, la marele preot al mărturisirii noastre, la Domnul Isus Hristos, uite ce spune. Și asta e marea provocare de când lumea și pământul. Spune așa Domnul Isus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Există principiul acesta și toată istoria creștinismului a avut de luptă cu el și dacă va mai ține lumea 1000 de ani, la fel vom avea de luptă. Imitatio mondo, imitația lumii și imitatio Christi din latină. Adică, știi cum sună în limba latină aici? Și zice Domnul Iisus așa: luați jugul meu asupra voastră, imitate-mi, imitați-mă pe mine în blândețe, în smerenie, în bunătate. Și asta e, și tu ai spus, e o mare problemă. De ce? Pentru că e tendința de imitatio mondo. Ce merge în lume? E trendul în lume să ai Instagram și să postezi acolo o grămadă de lucru. E trend, că și eu am Instagram și îl folosesc pentru slujire, să nu ne luăm hate, știi, inutil. E trendul lumii cu modă, cu aia, cu aia. Dom'le, imitatio Christi, nu imitatio mondo. Simplu. Asta este provocarea noastră. Oare de ce nu ne luptăm noi în vremea asta? Să avem aturile astea de care ziceai tu și parcă nu ne mai luptăm să fim buni la suflet, să-L arătăm pe Hristos, să fim decenți. Și tot tindem să tragem de coardă până unde să vedem, dacă se rupe aici. Vom fi mântuiți dacă... După mine se trage, cum îi zice, linia. Deci asta este, Cristi, vreau să spun, că viața la frontieră e periculoasă. Da. Oamenii sunt curioși dacă vor fi mântuiți. De exemplu, creștinii libertini vor fi mântuiți. Ce înțelege prin creștini libertini? Pentru că sunt oameni care își zic creștini, care au transformat bisericile în discoteci. Au transformat închinarea în batjocură și profanarea locului preasfânt al lui Dumnezeu. Și dacă se referă la ăia, da, au deviat mult de la adevăr. Dar când vine vorba de mântuire, dragilor, noi nu suntem Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă o cercetare în masă înainte să vină și să fie, nu știu eu, dar nu e bine. Și nu e treaba noastră. Nu e treaba noastră, dar treaba noastră este să vedem care e închinarea plăcută Domnului. Și spune în Evrei, capitolul 12, zice, închinați-vă înaintea lui Dumnezeu, îmbrăcați cu podoabe sfinte, pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și spune Domnul Iisus, adevărați închinători, Doamnă Samariteancă, adevărați închinători sunt în duh și în adevăr. Asta este marea provocare noastră. Multă fire, multă lume, mulți decibeli, multă imitație din lume, multă scenă din lume, multe vedete din lume și nu mai este Duh Sfânt, nu mai este ungere, nu mai este călăuzire. Asta ne dorim. O întrebare grea. Se poate trata problema slujitorilor ordinați și dependenți de pornografie? Deși se luptă să scape, tot nu sunt liberi. Dacă este un slujitor, îl apreciem, care a scris asta, și mă gândesc că este că dacă ar fi altcineva, nu știe el că e vorba de un slujitor ordinat. În primul rând, slujitorul ordinat este și el om, care are și el slăbiciuni, iar păstorul e și el oaie. Păstorul cel bun e unul singur, Dumnezeu. Faptul că un slujitor ordinat, un lider de tineret, un diacon, un prezbiter, un păstor, are problema asta, este destul de grav. Vin tineri care trebuie să mă rog pentru el, pentru eliberare. Păi atunci se întâmplă ca la fiii lui Ceva, sar duhurile asupra noastră. Era un caz undeva în zona de nord, am înțeles că s-a petrecut și s-a rugat pentru unul să-l exorcizeze și ar fi zis duhul, zice, sângele Domnului, și zicea de sângele, care sânge, zice? Păi tu n-ai luat cina de 2 ani de zile, că ești în tribunal cu frate tu. Adică noi, dragi slujitori, în primul rând, noi trebuie să fim liberi de pornografie. Liberi, de exemplu, de... M-a întrebat cineva, a zis, e bine ca un păstor dacă predică și fumează? Doamne ferește, am zis, cum? Nu e bine. Ah, ok, mulțumesc. E bine să bea alcool și el să predice? Păi nu e bine, cum să fie? Dar zice, e bine dacă îi curmand și mănâncă până crapă. Și zice, arată-mi în Biblie unde scrie de țigară. Mă, nu scrie, scrie de lucrul, fiecare este rob, lucrul de care nu se poate stăpâni. Și zice, hai să-ți arăt eu acum unde scrie de îmbuibare, de mâncare. Cristi, mi-a închis gura. Și aici este o mare provocare, dragi slujitori. În primul rând, noi trebuie să fim liberi. În primul rând, noi trebuie să avem plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să putem merge să facem rugăciuni de exorcizare, ca să putem contribui la eliberarea altor oameni care sunt legați. Eu, în primul rând, trebuie să fiu liber. Și aici am o întrebare pentru slujitori. Voi aveți, dumneavoastră, zic voi celor care sunt mai tineri de 40 de ani, iar dumneavoastră celor care sunt peste 40 de ani, aveți un alt slujitor la care vă duceți să dați randament, să dați socoteală, să vă mărturisiți, să se roage pentru voi, discutați, pentru că și asta este o problemă. Vin mulți la mărturisire, ne rugăm pentru ei și la un moment dat ne încărcăm spiritual și nu ajung unde și se refugiază în buniacă, în pornografie, din păcate. Există predestinare? Da, există predestinare la slujire. Dumnezeu m-a predestinat să fiu păstor. Înțelegi? Dar nu există predestinare la... Există o formă de predestinare și la mântuire. Hai să spun, sunt săraci, stau cu zecile de mii și urmăresc o grămadă de... Măi, oameni buni, dar nu faceți dintr-o părere sau un rând, o chestie, ce e predestinare? Eu știu că m-am născut ca individ pe pământ. Mie îmi și vine să... Așa, dar îi tragicomic pe undeva, pentru că sunt oameni care au întrebarea asta. Eu m-am născut pe pământ, în fața mea la maturitate Dumnezeu a pus viața și moartea. În momentul în care aleg moartea, mă duc în iad. Aleg viața, mă duc în cer. Dumnezeu nu trimite oameni în iad. Oamenii aleg. El a ales blestemul și moartea și păcatul și se duce unde a ales. Eu am ales binecuvântarea pe Hristos și veșnicia și mă duc în cer. Și acum, în momentul în care m-am botezat, nu-mi garantează botezul mântuirea. Și zice în Faptele Apostolului, capitolul 15, spune acolo... 1 Corinteni 15, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați crezut și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți până la capăt. Altfel degeaba ați crezut. Eu am fost mântuit, dar mă lupt, zice Pavel, ca nu cumva eu care v-am făcut podcast cu voi să rămân pe din afară. Am propovăduit altora. Deci în slujire este Dumnezeu, zice, te-a pus deoparte încă din pântecele Maicii tale. Te-a predestinat pe tine, Timotei, să fii păstor și episcop în Efes. Dar când vine vorba de lucrare de mântuire, aici trebuie să fim serioși până la capăt. Nu mă culc pe urechea predestinării la mântuire, că s-ar putea să mă trezesc în iazul de foc. Dacă mă aud frații martorii lui Iehova sau frații adventiști ultraconservatori, o să mă dea hate, pentru că ei cred că iadul este doar simbolic și poate Dumnezeu atât de bun să pedepsească lumea. Și atunci unde îi trimite Iisus Hristos pe aia din Matei 25? Când spune, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, pentru că l-ați ales. Nu mi-ați slujit, nu ați fost, viața voastră a fost incompatibilă cu cuvântul meu. E un alt subiect. Hai să mă pun câteva întrebări, că deja timpul... Se apropie? Cred că a depășit. Da, hai să... După aia să vă fie ușor, dragilor, să ascultați până la capăt. Da. Vrem să ne încadrăm într-o oră. Pot să mă căsătoresc cu o persoană știind că în trecut a curvit? Întreabă cineva. Eu te întreb, cum îndrăznești să te căsătorești cu o persoană dacă în trecut ai mințit, să zicem? Sau ai fost la vrăjitor, sau ai fost lacom de avere, sau ești zgârcit, ești lacom. E adevărat, curvia este un păcat săvârșit în trup și Pavel face o separare între ele în 1 Corinteni, dar ce vreau să spun este că dacă sângele lui Isus Hristos a curățat orice întinăciune și orice păcat, înseamnă că a spălat și păcatul acela al curviei, iar dacă poți să treci peste asta, numai asigură-te că treci cu maturitate și nu-l terorizezi toată viața sau nu terorizezi toată viața. Ai, că ai mai umblat tu cu cineva, că dacă crezi că faci asta, mai bine stai cu minte. Îl condamn la moarte. Sora mea este curtată de un băiat credincios care a divorțat după o căsătorie cu jurământ în adunare cu o fată credincioasă. Ce ar trebui să facă? Da, să se pocăiască. În primul rând să se pocăiască. Deci există vindecare emoțională prin pocăință. Noi nu vorbim de terapie, vorbim de pastile, e un caz destul de grav, dar e un caz mai degrabă de pastorație. Cred că ar fi bine să meargă la păstor, să meargă la consilierul spiritual, să stea de vorbă cu păstorul și să-i îndrume. Dar trebuie să se pocăiască. Asta este, a încălcat un legământ pe care l-a făcut până la moarte. E foarte grav. E foarte grav. Deci se poartă, domnule, imediat, divorț. E invazie de divorțuri. Dragilor, cineva m-a întrebat, afectează mântuirea dacă a divorțat de... Măi, un fel de amenințare a mântuirii este. Tu ai făcut un legământ că vei fi credincios lui Dumnezeu și soției tale până la moarte. Apoi eu am făcut un legământ, e singurul legământ pe pământul ăsta. Cel al botezului e mai mult decât un legământ, acolo e veșnic deja. Bun, și tu l-ai încălcat pe ăsta. Păi ce garanții îmi dai tu că nu-l încalci și pe ălalt? Păi dar de ce l-ai încălcat? Păi că m-am îndrăgostit de altcineva și m-am cuplat cu el. A, deci ai preacurvit și ai încălcat și legământul botezului. Deci ele se leagă în lanț. Păziți-vă familiile, păziți-vă relațiile, păziți-vă inima de invazia gândurilor demonice. Încă două întrebări. Hai, să mai luăm, deși bun, le mai luăm și îmi pare rău că nu le putem răspunde la toate. Întoarsă la Domnul de 2 ani, nu știu încă care este rolul meu pe acest pământ, nu am niciun dar și nu slujesc nimic ca să pot face nimic care se pot face pentru Dumnezeu, ca și chemare, înscrie în paranteză. Da. Subliniez aici, mă doare sufletul pentru o oaie rătăcită, fără păstor. Asta este. Subliniez aici, dragi slujitori altarului, o sincopă foarte mare noastră, vorba lui Nicolae Iorga, cred, a zis că despre un anume fenomen, e sublim, e desăvârșit, este extraordinar, dar lipsește cu desăvârșire. Ceea ce spune doamna asta este lipsa de ucenicizare a bisericii. I-am botezat și nu mai știe nimeni de ei nimic, nici nu mai știe nici cum îi cheamă, nici ce-i doare. Dragi slujitori altarului, nu ne-a poruncit nicăieri Domnul Isus Hristos să facem convertiți, nicăieri în Biblie. Dar peste tot în Biblie ne-a poruncit să facem ucenici, botezații și învățații. Întrebarea mea pentru toți slujitorii care mă ascultă, ordinați păstori, care este programul dumneavoastră de integrare al noilor convertiți în trupul lui Hristos, de studiu post-baptismal, de integrare după botez, de cursuri care trebuie să se facă? Aici este problema și sunt oameni și se pierd. Nu li se dă de lucru, nu știu ce au de făcut. Păi dar are nevoie de îndrumare? Încă o întrebare, ca să terminăm în aceeași linie. Cum ar trebui să procedăm ca tineri care doresc să se implice în lucrarea Domnului și cât mai multe suflete să fie salvate, dar nu avem sprijinul bisericii? Aici e o problemă. Acum, prin harul lui Dumnezeu, sunt și în Departamentul Național al Cultului Pentecostal, în ceea ce înseamnă lucrarea cu tinerii, și mă doare să aud aia. Ăsta e rolul nostru, să rezolvăm astfel de probleme, dar mă mir, nu știu, să-mi scrie zona din care că în general păstorii susțin foarte mult, mai ales în zona noastră, în zona... Tu ești un pic în... Ieri am primit un mesaj, acum mi-am amintit, cineva mi-a zis, băi, adunam tinerii la rugăciune și nu-ți poți imagina câte piedici mi-am luat zilele astea. Știi cum e, Cristi? Aș întreba, deci în faza asta a întrebat păstorul, e important să știe păstorul tot cam ce se întâmplă, ca să poată, domnule, vine cineva și spune, ai știi? Da, domnule, știu că au plecat în Oltenia și sunt în siguranță. De o colaborare strânsă cu păstorii, în județul Arad, de aproape un deceniu, sunt lider județean de tineret, și au mai fost unele mici probleme, dar s-au remediat când frații păstori au văzut că suntem cu inima curată, că vrem să slujim, vrem să ne implicăm, și vreau să spun că am avut susținere. Fratele Nelu Filip a fost președinte 2 mandate. A spus, Onisim, sunteți în Arad. Îi spuneam, frate, uite, vrem să facem o conferință. Organizează, întâlnește-te cu tinerii, faceți conferințe. Acum îi fratele Simi Tomuța, președintele comunității. Iarăși am avut o întâlnire pe Arad. Susținere maximă. maxim, adică dacă era cineva acolo să vadă modul în care fratele Tomuța, cu stilul său pastoral. Deci nu înțeleg exact. Poate că încă n-au câștigat încrederea păstorului sau inițiativa lor încă nu e, nu știu, e o problemă. Dar dacă totuși e un păstor care chiar frânează lucrarea, îl rugăm, ce să zic, să-i lasă pe tineri, că le dă satana de lucru dacă nu. Să-i lase să lucreze. Așa îi pierdem, nu? Da. Da. Domnule, da harul să fim într-o zonă binecuvântată, cu oameni înțelepți. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și Domnul să trezească și alte zone. Amin. Amin. Onisim, ca și concluzie, ce zici de întrebările astea? Sunt întrebări foarte inteligente și foarte realiste. Avem două variante. Le ignorăm sau ne vulnerabilizăm, ne expunem și răspundem la ele. De reținut un lucru și de subliniat, în măsura în care le înțelegem noi acum. Eu sunt un păstor tânăr, am 36 de ani și la nivelul ăsta de înțelegere, asta am putut să explic cu măsura în care eu cunosc Biblia. Nu înseamnă, dragilor, că noi n-am emis vehemențe. Ne-am spus opinia noastră cât de cât în mare parte argumentată biblic, în istoricul pe care îl avem în slujire. Toate aceste lucruri sunt perfectibile. Dumneavoastră puteți să luați răspunsurile noastre, să le retușați. Dacă ceva nu vă convine, înlocuiți. Adică nu trebuie să fie podcasturile acestea ca niște locuri unde să emit legi, după aia să vă duceți în biserică și să spuneți, uitați ce ne-a spus fratele Onisim. Noi ne spunem opinia noastră. S-ar putea păstorul dumneavoastră să aibă o altă opinie. Ascultați de păstorul dumneavoastră, dacă nu-i lucru de principiu. Scrieți-ne pe Instagram, scrieți-ne pe Messenger, suntem în slujba dumneavoastră. Să nu uitați și de blogul pe care l-am, onisimbotezatu.blog, puteți să vă abonați și acolo. Cărțile. Cu ocazia asta pot să spun și despre această carte. Nicu Mărgan, eu îi ziceam padre, poate tu nu l-ai cunoscut pe Nicu Mărgan. Nu l-am cunoscut. El îmi zicea fiule, a slujit și în Spania și am dedicat această carte, a fost declarat post-mortem cetățean de onoare al comunei Târnova din Arad și am dedicat lui cartea. Și aici sunt câteva poze cu oameni pe care eu i-am cunoscut, păstori, proroci, cântăreți. Care au plecat dintre noi. Deci cei mai mulți dintre ei care au plecat. Și le-am scris un cuvânt, câteva rânduri frumoase despre fiecare. Am numit-o Contemporan cu Sfinții. Inspirat pe undeva de la Nicolae Iorga, are vreo 3 volume de cărți, oameni care au fost. Și scrie despre oameni politici, dar eu am scris despre Sfinții Domnului, cărora cu care Dumnezeu mi-a făcut harul să le fiu contemporan, să-i și cunosc. Și pe cei mai mulți personal i-am cunoscut. Foarte fain. Așteptăm și reacțiile voastre, așteptăm să ne spuneți experiențele ale voastre, să ne spuneți dacă aceste podcasturi sunt folositoare, dacă v-au fost folositoare cândva. Pentru noi o încurajare foarte mare. Și e un avânt care ne-l da să putem continua. Onisim, Domnul să te binecuvinteze pe tine, lucrarea, să vă dea Domnul izbândă până de sărbători să viți acolo în Doamne adunare, să-ți binecuvinteze Domnul familia. Ne-am bucurat că am văzut lucrări frumoase și acolo la sat, unde am fost și noi împreună cu voi la evangelizare. La Gheoroc. La Gheoroc. Am fost surprinși de câți oameni au venit, cu cât de deschiși au fost. 1000 în 2 seri. Da? Am 1000 de oameni aproximativ. Știi cum e? Ne străduim să facem cât mai bine lucrurile și câteodată ne și iese. Da, doar Dumnezeu putea să facă să iasă, că știu că am venit acolo la voi după o ploaie torențială și s-a oprit exact înainte de evangelizare. Da. Domnul Iisus să vă binecuvinteze biserica și pe toți frații. Dragilor, cam astea au fost răspunsurile care le-am putut da. Așteptăm încă răspunsuri de la voi. Nu știu cum să fac. Să punem încă un link în descriere. Cred că îl punem, linkul ăsta în descriere. O să luăm din ele doar câteva răspunsuri. Dacă cumva vom face live, o să avem rugămintea la voi să fiți în timpul în care noi o să filmăm, o să vă anunțăm dinainte. Și puneți încă o dată întrebarea și noi vom încerca cu ajutorul Domnului. Adică eu pun întrebarea, da? Onisim, cu ajutorul Domnului vă va răspunde. Până data viitoare, rugați-vă ca lucrarea Domnului să prăpășească. Rugați-vă pentru oameni. Ați văzut câte probleme sunt? Și astea sunt puține. Sunt oamenii care au avut curaj să spună, uite, am o problemă și vreau să o rezolv. Sunt mulți alții care n-au curaj să rezolve problemele. În vremea asta trebuie să ne apropiem de Domnul. Cu ajutorul Lui vom putea birui, cu ajutorul Domnului vom ține familiile noastre. Astăzi, cea mai lovită, cred că, instituție e familia și apoi biserica. Haideți să ne unim forțele, să ne apropiem de Domnul și sunt sigur că vom putea birui. Rugați-vă în continuare pentru noi, ca Domnul să-și desăvârșească lucrarea în toate, Domnul să fie glorificat. Până data viitoare, Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.